Dragilor, bună seara, bine ați venit în seara asta alături de noi. Am convocat această conferință de presă cu titlul informativ legat de partidul nostru PNCCD, Organizația Județeană Bacău, prin care vreau să anunț că s-a schimbat conducerea județeană și eu, începând ieri, am preluat funcția de președinte pe județul Bacău a PNCCD. Ăsta este un punct important care cred că publicul trebuie să știe, că s-a schimbat conducerea principală, inclusiv vicepreședinți, prim-vicepreședinți de partide. Deci tot ce înseamnă conducerea veche a fost substituită. Totodată aș vrea ca un punct secund să vă prezint doi potențiali candidați în două comune din județul nostru. L-avem aici pe domnul Cristi, care am să lăs să vă spună câteva cuvinte, să prezinte foarte scurt. Și mai avem aici un alt candidat, potențial candidat, deocamdată o să discutăm într-o ședință viitoare despre candidatura dumneavoastră la funcția de primar a municipiului Bacău. Deci avem doi potențiali candidați, iar cu această ocazie anunț că am acceptat și eu decizia de a candida la funcția de primar la Mănăstirea Cașin, unde ne aflăm astăzi și avem și sediul acesta. Deci suntem trei candidați la funcția de primar. Cristi, te las să te prezinți, să ne spui câteva idei, unde vrei să candidezi și cine ești. Bună seara, mulțumesc, domnul președinte. Eu mă numesc Călin Cristi, sunt din Comuna Horgești, absolvent al seminarului geologic din Iași și Academiei de Geologie, plus licență plus master. Am 32 de ani și aș dori să candidez pentru comuna mea natală, Comuna Orgești, susținem partidul, domnul președinte, un partid istoric. Și noi o să vă susținem pe dumneavoastră cu tot ce ne stă în putere. Zic să-l lăsăm și pe candidatul de la Bacău să prezinte și să ne spună două cuvinte pe scurt. Mulțumesc pentru... Numele meu este Iulian Ciucă. Sunt absolvent al Liceului Pedagogic Bacău, apoi absolvent al Facultății de Drept de cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Doresc să candidez pentru funcția de primar al Bacăului din cadrul partidului PNCCD. Suntem tineri, avem viziune și dorim să ne sprijiniți și dumneavoastră în acest parcurs politic. Cu siguranță o să aveți susținerea noastră și probabil a publicului. Dacă tot am prezentat doi potențiali candidați, însă pe mine inutil să vă mă mai prezint, de 2 ani de zile cred că mă cunoașteți foarte bine, cine sunt, cum mă cheamă, dar aș vrea să vi prezint măcar, să vi prezint, să vă salute și Damian Lazar și domnul Cătălin Dima. Ei sunt doi din cei mai curajoși oameni și cei mai cinstiți care îi cunosc eu în comuna asta, care sunt alături de mine în acest parcurs. Aș vrea să vă spun mai mult ce m-a determinat pe mine să fiu astăzi aici și de ce să candidez la funcția de primar. Aș vrea să vă spun foarte scurt traiectoria mea. Eu m-am întors în 2020 acasă cu familia după 22 de ani de Occident. Și am hotărât că e momentul să ne întoarcem acasă, lângă părinți, socri, neamuri, frați. Am găsit o administrație locală nouă, din PNL, după 16 ani de PSD, unde am sperat că se va produce o schimbare. Am venit determinat, hotărât, am făcut câteva achiziții prin comună, să pornesc o mică afacere de familie, dezvoltându-se de la sine cu mai mulți angajați, dar nu contează. Am început ca un mic om de afaceri local. În paralel, având destule contacte la nivel național și internațional,
Am ajutat cât am putut administrația locală în diferite proiecte. Nu știu dacă are rost să le menționez, cred că le știți. Dar încep doar de la achiziția Duster-ului, că vreau să-l cumpere de pe Olex și mulțumită mie l-au cumpărat de la reprezentanță. Broșura de prezentare a comunei, o grămadă de alte uși deschise prin diferite structuri. Timp de 2 ani de zile au fost un pic de ajutor față de actuala administrație, după care am decis că este momentul să întrerup tot acest ajutor oferit primăriei și orice colaborare, pentru că am văzut o postare din partea administrației locale prin care s-a anunțat că s-a rezolvat proiectul de apă la nivel de comună pentru toate gospodăriile și toate familiile. Am considerat că este o minciună și am și dovedit lucrul ăsta, că este o minciună, fiind o minciună foarte gravă care afectează întreaga comunitate. Într-adevăr, sunt unii care au apă în ogradă, dar sunt foarte mulți care nu au și sunt majoritari, sunt peste 95% care nu au apă. Și în momentul ăla am decis că trebuie să opresc orice asociere cu administrația și ar trebui să înțeleagă oamenii din comună, că i-am văzut că nu știu foarte bine ce se întâmplă. Oamenii își văd de grijile lor, de problemele lor, de viața de zi cu zi, neștiind ce se întâmplă în administrația locală, care sunt proiectele, unde se duc banii, care e regulamentul. Și pas cu pas am demonstrat mereu totdeauna cu acte, cu documente, cu înregistrări video, cu poze, diferite situații. Doar le-am prezentat fără să aduc un punct de vedere dacă e bine sau rău. Dar lumea consider că au luat la cunoștință de aceste probleme. Le-au evaluat singuri. Aș putea să fac câteva exemple, tipul reabilitarea fântânilor cu un cost de 6.500 de euro, fiecare fântână însumând 85.000 de euro aproximativ reabilitarea fântânilor. Nu știu dacă e mult sau puțin, asta să valoteze fiecare. Am considerat pavelele de la Cimitirul Eroilor sau de la școală, că iarăși trebuie să fie în atenția publicului, să știe că noi am plătit aproximativ 500 de euro pe metru pătrat față de un cost de 30 de euro, cât cere orice firmă din zonele limitrofe din Onești. Și asta trebuie să știe toată lumea. Vedeți voi dacă e mult, dacă e puțin. Am considerat că toată lumea trebuie să știe și să înțeleagă apa din comună și sursa din comună care e anunțată că ne va salva situația apei. Am făcut un video și am văzut debitul apei că e foarte redus. Am considerat că este necesar să știe lumea că am plătit 35.000 de euro pentru câini vagabonzi din comună. Iar, deci, să înțelegeți foarte bine, eu nu acuz pe nimeni. Doar aduc în atenția publicului lucrurile care se întâmplă în administrația locală. Aș putea să vă fac lista asta să dureze ore, pentru că au fost atât de multe lucruri, de la autograder, de la terenul de joacă, de la foișorul care se face în Lupești, de la asfaltările care se fac în comună și cum se fac ele. Consider că nu știu cum să o spun ca să nu fie interpretat foarte greșit. Consider că administrațiile locale la nivel de țară supraevaluează și cheltuiesc niște bani exagerat, care doar dacă n-ar fi risipiți în van, ca să nu spun pe interese private, prin firme de casă sau cum foarte bine le știți din presă, din media, consider că doar acei bani, dacă ar rămâne în cadrul comunității, acea comunitate ar putea să se dezvolte. Că vorbim de cifre enorme.
În sensul că dacă un proiect costă un leu, o administrație locală îl face să coste 6-7 lei cel puțin. Deci este o exagerare din punctul meu de vedere și aici nu mă refer la administrația locală, este o opinie personală a mea care duce la o situație dezastroasă la nivelul țării, dacă vreți. La noi în comună este o situație foarte gravă pentru că suntem destul de rămași cumva în trecut, dacă aș putea spune așa. În sensul că nu avem utilități de niciun fel, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem gaz, avem un pic de asfalt, mai exact aproximativ 5 km dintr-un total de 35, atât s-au putut, 4 km, 5 km într-un mandat de 4 ani, mai urmează 35 de km, vedem în câți ani. Nu avem locuri de muncă în comună, nu avem o situație economică, nu avem o stabilitate economică, avem o comună îmbătrânită, tinerii comunei, majoritatea sunt plecați în străinătate, natalitatea este foarte scăzută față de numărul de decese și cred că aici ar trebui să lucrăm ca autoritățile locale să intervină, să susțină printr-o bonificare, să susțină natalitatea în comună, pentru că este foarte importantă, dar totodată ar fi important ca să păstrăm tinerii în comună la noi, să-i ajutăm. Și putem face lucrul ăsta. Și o putem face foarte rapid. Putem să facem o dezvoltare economică la nivel de familie prin două lucruri care le avem la dispoziția noastră. Turism și lemn. Putem face o dezvoltare turistică. Toată lumea vorbește de ani de zile de dezvoltare turistică. Dezvoltăm turismul, dezvoltăm turismul. Nimeni nu vine cu un proiect. Nimeni nu știe ce este turismul în realitate. Aș aduce aminte doar campania electorală trecută, în care actualul primar ne-a spus dezvoltăm turismul în comună. Și în a treia ședință de Consiliul Local, deci în trei luni de zile, a spus nu facem turism în comună. Deci imediat, în trei luni de zile, au spus nu putem face. De ce? Pentru că nu înțelegem ce înseamnă turism. Eu aș dori să explic în patru cuvinte ce înseamnă turism și ce înseamnă la nivel de comuna noastră turism. Turismul cuprinde mai multe laturi. Dacă noi, în general, spunem că turism înseamnă să te duci de acasă, de la tine, într-o stațiune sau la o pensiune, la un grătar și la un șpriț, turismul nu este doar ăsta. Turismul are mai multe ramuri. O ramură este turismul istoric. Și noi acoperim latura istorică și turismul istoric îl acoperim exagerat de bine. Există turism de agrement. Poziționarea noastră ne ajută foarte mult. Și aici, iarăși, nu se dezvoltă absolut nimic. Există turism religios. Și iarăși, prin cultele care le avem la noi în comună, se poate face turism religios. Există turism de relaxare, care iarăși nu-i dezvoltat. La nivel de comună, oficial, nu avem nicio pensiune declarată. Deci nici măcar un pat de cazare nu există în comuna asta. Deși clădiri sunt. Mai există un tip de turism care se poate face dacă reușim să le dezvoltăm pe celelalte. Turism medical. Turism dentar, mai specific. Și anume, persoane din Italia care vin în România și fac lucrul ăsta, din Germania care vin și fac lucrul ăsta, fac turism dentar. În timp ce își fac dantura și vizitează. În turismul de astăzi, de la noi din comună, dacă aducem 1000 de oameni, 5000 de oameni, doar tranzitează comuna și fac poze și pleacă.
Nu lasă niciun leu aici. Nici pe o cafea, nici pe o cazare, nici pe o achiziție de lucruri din gospodăriile noastre. Mă refer aici la brăzeturi, conserve, orice se poate produce într-o gospodărie, noi nu vindem nimic. Asta înseamnă turism și asta înseamnă dezvoltare turistică. Și noi o putem face prin autoritățile locale, pentru că la noi în comună sunt deja clădiri disponibile pentru cazare. Dar nu sunt rentabile să le pui în funcțiune o singură pensiune, o singură clădire. Și atunci autoritățile locale trebuie să coaguleze toți oamenii din comună care au interes de investiții sau dezvoltare în turism, să facă parteneriate publice-private cu acești oameni pentru găsire de fonduri. Că când faci o cerere de finanțare la un fond de investiții, să spunem, și tu te prezinți, sunt oprișan, vreau să-mi fac o activitate. Ăla te întreabă de 1000 de ori cine ești, cum te cheamă, ce acte ai, ce vechime ai, care este proiectul. Dar dacă tu vii în parteneria cu o primărie, este o garanție în plus. Asta trebuie să înțelegem, că într-o administrație locală un parteneriat cu cetățeanul este foarte important. Nu vreau să vă mai vorbesc foarte mult pe turism, o să avem timp pe viitor. Vreau să vă vorbesc un pic, că vă spuneam că avem două avantaje la noi în comună. Turismul, care trebuie dezvoltat și nu știm ce înseamnă, dar e foarte ușor de învățat măcar scheletul, măcar conceptul general. Și mai avem lemnul din comuna noastră. Lemnul din comuna noastră, noi de ani de zile facem doar exploatare. Îl exploatăm. Îl tăiem, ilegal, legal, habar n-am, e din pădurile statului. Pe unii mă interesează la nivel de local, la nivel de cetățeni, să câștigăm și noi ceva din lemnul din pădurile care ne înconjoară. Și din punctul meu de vedere, astăzi putem să câștigăm numeroase familii din comună prin prelucrarea lemnului, prin mici ateliere de prelucrare. Pot să fie obiecte de artizanat, pot să fie piese de mobilier rustic, pentru că este o cerință enormă pe piața, atât românească cât internațională, de mobilă rustică. Este extrem de scumpă, extrem ușor de făcut și nu sunt foarte mulți producători. Asta este a doua sursă care eu văd că poate fi implementată urgent la noi în comună. Am un pic de emoții că este prima oară când țin o conferință de presă și vorbesc în fața telespectatorilor și a dumneavoastră și a celor din mediul online. Am să închei aici, din punctul meu de vedere, această conferință, dar totuși am să lăs pe domnul Dima să ne spună câteva cuvinte despre situația din comună. Cum o vede dumnealui astăzi? Cum consideră că vede comuna noastră astăzi? După 35 de ani, mă așteptam să arate altfel. Din păcate, cred că suntem la coada județului. Și asta o spun așa, cu un reproș la toate administrațiile care s-au perindat până în prezent. Potențial economic a fost destul de mare. Ajutor politic a fost destul de mare, dar nu a fost fructificat. Cred că a lipsit omul determinat. M-am alăturat acestui proiect, nu din dorința de a prinde o funcție sau de... chiar nici nu mă interesează.
din dorința de a sprijini un om patriot care a lăsat viața din Occident și să vină să cumva să implementeze aici ce a învățat afară. Ce pot să vă spun? Îi doresc mult succes, suntem alături de dumnealui și să dea Dumnezeu să reușească acest partid la care ne-am aliniat cu toți, un partid cu o tradiție foarte veche, chiar și în familia mea. Am fost tot timpul de dreapta. Succes! Domnul Cătălin, vă mulțumesc frumos pentru cuvintele dumneavoastră, mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc că sunteți aproape de mine, apreciez din toată inima că sunteți lângă mine fără să cereți o funcție. Toată lumea vorbește, Cătălin Dima stă lângă Oprișan pentru o funcție. Acum l-ați auzit, v-am spus eu de atâta timp, domnul Cătălin Dima nu-și dorește o funcție, l-ați auzit. Mă bucur că am clarificat și subiectul ăsta încă o dată. Felicitări familiei din care vă trageți, prin care dumneavoastră ați fost modest, dar vreau să aduc încă o dată aminte că pădurea care ne hrănește și ne încălzește astăzi și ne asfaltează comuna astăzi și islazurile, sunt mulțumită bunicilor dumneavoastră, unul din ei făcând parte din PNTS-ul nostru care suntem astăzi, celălalt bunic din PNL. Mă bucur că sunteți lângă noi. Vă mulțumesc de susținere. Am să lăs și pe domnul Damian Lazar, dacă vrea să aducă un salut, să ne spună două cuvinte despre situația comunei și despre acest proiect, dacă aveți ceva să ne spuneți. Da, eu aș cere prietenilor mei să aibă o mai mare deschidere către acest partid, să vadă inițiativa acestuia și să-și schimbe modul de gândire vis-a-vis de candidatul la funcția de primar, domnul Oprișan, să vadă că acest om vrea să facă ceva pentru comuna noastră și noi trebuie doar să-l susținem. Mulțumesc frumos! Da. Damian, apreciez din inimă că ești alături de noi. Aș mai dori să adaug un mic lucru, ținând cont că suntem din Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, aș vrea să vă aduc aminte că acest partid istoric și martir a suferit în 47 pierderi de peste 1 milion de membri în închisorile comuniste. Oameni care au fost chinjuiți, torturați, uciși, rupți din sânul familiei, de multe ori familia a fost luată cu totul. Și Sfinții Închisorilor, am să vă lăs pe voi să căutați pe internet cine sunt și cum îi cheamă, dar bănuiesc că știți, să sper, îmi doresc din inimă să știți cine sunt, s-au sacrificat pentru țară, s-au sacrificat pentru noi și au sacrificat averile, și au sacrificat familiile, și au sacrificat viitorul și 1 milion din ei și au sacrificat viețile. Și noi astăzi, la nivel de comună, nu avem curajul să stăm de vorbă, să vorbim, să ne întrunim, să discutăm, să ne spunem oful. Este o situație a poporului, pentru că e un caz național, nu e doar în comună. Nu avem curaj de absolut nimic. Doar bârfim câte doi, câte trei, la crâșme, în autobuz, la ocazie. Dar nu avem curaj să ieșim în față. De ce? Pentru că nu mai luăm de la autorități nu știu ce autorizații, când ne râde vecinul, când ne sună oricare alt om să ne întrebe de sănătate și nu mai avem curaj. Cum e posibil ca bunicii noștri, înaintașii noștri, să fi făcut eforturi atât de mari ca noi să trăim astăzi în libertate și în democrație și noi să nu avem măcar curaj să vorbim. Cu asta am să închei și sper, popor român, să vă găsiți curajul
demnitatea, orgoliu. Sper ca după 35 de ani de democrație, care mie mi se pare că astăzi e orice altceva, dar nu democrație, sper să vă găsiți demnitatea, onoarea, mândria de a fi român și sper să fiți mai informați, mai înțelepți un pic și să votați, pentru că anul ăsta avem diverse opțiuni, atât la nivel local cât și național, să scăpăm odată de totdeauna de comuniști, securiști, ce ori mai fi ele, dar sunt toate sub umbrela partidului Comasat, PSD, PNL. Toate cele bune, mulțumesc frumos!